Dimineața tuturor, bine vă regăsesc! Astăzi vreau să vorbesc despre diabet, diabetul zaharat și vreau să răspund uneia dintre cele mai controversate întrebări din lumea medicală și nu numai, și anume, se vindecă sau nu se vindecă diabetul zaharat? Vreau să încep în primul rând prin a-mi cere scuze că majoritatea filmărilor mele, cel puțin din ultima vreme, sunt în mașină, însă, după cum bine știți, după cum ați observat și la mine ca și la voi, timpul este foarte scurt, programul foarte aglomerat și nu găsesc întotdeauna timpul să ajung într-un cadru organizat să pot face aceste filmări. Însă am zis că calitatea informației este cea care este importantă. Informația și nu neapărat faptul că stau într-un birou sau într-un cadru organizat să vă prezint ce anume îmi propun. Ok, bun. Acestea fiind spuse, haideți să vedem care este treaba cu diabetul zaharat. Ce este diabetul zaharat? Diabetul zaharat apare atunci când în organism se introduce o cantitate de zaharuri destul de mare, care nu poate fi procesată suficient de către insulina produsă de pancreas. Fie că pancreasul nu are capacitatea să sintetizeze toată cantitatea de zaharuri pe care o primește în organism, să producă atâta insulină, fie deși produce insulină, aceasta nu este capabilă să proceseze toată cantitatea de zaharuri primită. Și atunci, ce se întâmplă cu zaharurile care rămân în organism neprocesate? Practic, ele se transformă devenind depozite de grăsimi care se depozitează pe diferite organe. În general, pe ficat și pe pancreas. Deci, practic, niște afecțiuni colaterale diabetului zaharat, pe lângă glicemia ridicată, sunt și ficatul sau pancreasul gras. Adică, în timp, toată cantitatea de zaharuri care rămâne în organism neprocesată, ea trebuie să se întâmple ceva cu ea și atunci se depune pe, așa cum am spus, pe diverse organe, de regulă pe pancreas și pe ficat, diminuându-le și mai mult capacitatea de funcționare. Deci, ficatul gras și pancreasul gras, odată ajunse în această stare, practic, ele nu mai pot funcționa nici chiar cum funcționau până atunci. Deci, diabetul, practic, apare pe fondul a trei factori principali, cum le spun eu de obicei, cei trei ies: stresul, sedentarismul și supraalimentarea. Pe fondul acestor trei factori, o vindecare în sensul în care foarte mulți dintre voi o percep ca fiind vindecare, nu cred că este posibilă. Nici dacă avem de-a face cu
tratamente naturiste, însă nici cu tratamente medicamentoase. Tratamentele medicamentoase de scăderea glicemiei nu fac decât să țină boala sub control, să țină glicemia sub control o perioadă de timp, da? Însă, în timp, din ce în ce va trebui suplimentată doza. Deci, dacă nu vorbim de diabet pe insulină, pe fondul acestor trei factori constanți, supraalimentarea, sedentarismul și stresul, încet, încet, în timp, cantitatea de medicamente va trebui, sau tăria lor, nu neapărat cantitatea. Deci, dacă nu vorbim de insulină, în timp va trebui să se recurgă și la așa ceva, pentru că organismul începe să devină imun la efectele lor. Așadar, vindecarea, așa cum o văd eu, și anume vindecarea cauzelor care au determinat, care determină această afecțiune, și nu doar ținerea sub control a efectelor care decurg din această boală. Deci, cu adevărat, o vindecare, din punctul meu de vedere, nu se poate produce pe fondul actual al modului de viață, și anume cei trei factori declanșatori, cei trei factori esențiali care întrețin această boală, da? Așa cum am mai spus, sedentarismul, supraalimentarea și stresul. Diabetul este, se mai spune că este boala greșelilor alimentare. Este o boală modernă care a apărut în ultimii ani, ultimii zeci de ani, ca un rezultat al vieții moderne și al obiceiurilor moderne, ca să zic așa, și anume joburile care sunt de tipul statului la birou, fără activitate fizică aproape deloc sau foarte, foarte puțină, alimentație foarte procesată, de foarte proastă calitate, procesată și plină de toxine, de chimicale, de conservanți. Toate astea, plus stresul, care este o caracteristică a zilelor moderne, toată lumea se lovește de acest lucru. Toate astea au dus în timp la apariția acestei boli, dezvoltarea ei. Boala nu este apărută acum, este de mai mult timp, însă este o boală a zilelor moderne și în ultima vreme este din ce în ce mai frecvent întâlnită și la vârste din ce în ce mai fragede. Asta este ce este mai grav. Deci nu numai la adulți, cât și la copii. Practic, în lumea medicală se vorbește despre moștenirea bolii, despre perpetuarea bolii pe factori genetici. Eu consider că perpetuarea bolii nu are factori genetici, și anume mai degrabă faptul că copiii, generațiile ulterioare, moștenesc tiparul mental, tiparul alimentar al părinților sau al bunicilor. Ei au văzut un mod de hrănire, o alimentație dezorganizată, sau așa au fost învățați la ei în casă, și atunci ei se vor hrăni similar. Deci despre asta este vorba. Asta înseamnă moștenirea anumitor boli. Nu că pur și simplu copilul are în ADN-ul lui că trebuie să dezvolte diabet. Nu, ci pur și simplu se hrănește în același mod ca și părinții lui, cu același tip de alimente procesate, zaharuri foarte multe,
da, glucide, făinoase, produse de patiserie, produse care în timp efectiv nu mai permit pancreasului să-și facă treaba și să genereze o cantitate suficientă de insulină care să fie și capabilă să proceseze zaharurile pe care efectiv îi le transmitem organismului. Deci, răspunsul la întrebarea se vindecă sau nu se vindecă diabetul, din punctul meu de vedere, este diabetul se vindecă, însă numai pe fondul schimbării stilului de viață, al alimentației, da? Deci așa cum am spus de mai multe ori în cadrul acestui video, în condițiile în care se elimină sau se reduc semnificativ factorii cei trei IS, stresul, sedentarismul și supraalimentarea. Am citit de curând despre un studiu care a fost făcut pe un eșantion de, nu știu, câteva sute de persoane bolnave de diabet. În urma studiului s-a adoptat o dietă hipocalorică, da? Însemnând mai puțin de 800 de calorii li s-au administrat, da? Pe perioadă de minim 2 luni de zile și s-a observat că în cazul a peste 90% dintre pacienții bolnavi de această afecțiune s-au vindecat nemai fiind nevoie de medicamente hipoglicemiante care să le țină sub control glicemia. Deci iată că se poate vorbi de o vindecare, în primul și în primul rând dacă suntem dispuși și suntem capabili să adoptăm această dietă hipocalorică pe perioadă de, așa cum am spus, minim 2-3 luni de zile, timp în care să dăm șansa organismului să regenereze celulele pancreatice. Bineînțeles că se pierde și în greutate, și se duce și din grăsimea de pe ficat și de pe pancreas, ceea ce practic eliberează pancreasul ca el ulterior să își poată face treaba din ce în ce mai bine. Se pot, în paralel cu dieta hipocalorică și cu, bineînțeles, cu un program de mișcare zilnică, asta este practic, așa cum am mai spus, cei trei factori esențiali, cei trei IS, fără să umblăm concomitent la toți, practic nu putem să vorbim de o vindecare, ci doar de o nici de o ameliorare, ci doar de o ținere sub control a glicemiei pe o perioadă de timp, însă încet încet va trebui să creștem dozajul, pentru că așa cum am spus, grăsimea se depune pe pancreas din ce în ce mai mult, ca pancreasul devine din ce în ce mai incapabil să producă insulina de care are nevoie și atunci practic situația se agravează din ce în ce mai mult, însă cu ajutorul medicației lent, ca să zic așa, însă nu suficient de lent, după părerea mea. Adică în 10 ani, în 20 de ani, cu siguranță trebuie să, dacă nu și mai repede, trebuie să creștem doza de medicație. Se pot folosi și plante medicinale pentru reglarea funcției pancreatice și pentru ținerea sub echilibru, în echilibru a nivelului a glicemiei. Găsiți pe site-ul remediilenaturii.ro, pe shop-ul online, găsiți un astfel de produs complex diabetic pe bază de frunze și fructe de afin,
frunze de urzică, frunze de nuc, frunze de dud. Găsiți complexul, este foarte, foarte bun. Însă, atunci când vorbim de o vindecare, este esențial ca acest gen de produse care hipoglicemiante, reglatoare ale glicemiei, să fie însoțite de o dietă modificată, de schimbarea practica stilului de viață pe care l-am avut până în momentul acela. Este practic imposibil să ne vindecăm dacă adoptăm același stil de viață. Deci, acesta este răspunsul meu la întrebarea se vindecă sau nu se vindecă diabetul zaharat. Dacă odinioară, mai la începutul apariției acestei boli, se considera că este o boală fără leac, acum din ce în ce mai mulți, inclusiv în domeniul medical, consideră că există vindecare pentru această boală, însă toată lumea acceptă unanim această treabă, și anume că vindecarea presupune, în primul rând, reglarea, schimbarea stilului de viață. Schimbarea stilului de viață astfel încât să umblăm concomitent și la alimentație, și la nivelul de stres, și la mișcarea pe care practic o depunem, pe care o facem. Deci, concluzia mea este că da, există vindecarea acestei maladii moderne și frecvent întâlnite, din ce în ce mai frecvent în ultima vreme, însă nu fără schimbarea stilului de viață. Eu recomand, ca și terapeut, și recomand îmbunătățirea stilului de viață, schimbarea lui, a alimentației, adoptarea acestei alimentații hipocalorice pe o perioadă destul de îndelungată de timp. Deci nu vorbim de o... că practic până la urmă va trebui schimbarea stilului de viață de tot. Nu vorbim despre o perioadă în care ținem o dietă după care revenim la alimentație, pentru că nu, atunci nu se poate produce schimbarea. Ca schimbarea să se producă, trebuie să facem aceste schimbări ale stilului de viață pe o perioadă îndelungată de timp. Deci, în concluzie, că nu vreau să iasă acest material foarte, foarte lung, vreau să fie scurt și la obiect, și cred că am explicat destul de clar, am punctat destul de clar cam tot ce doream să punctez. Eu consider, ca și terapeut, că vindecarea diabetului zaharat este posibilă pe fondul schimbării stilului de viață. Controlul glicemiei se poate face cu un produs naturist, așa cum v-am mai spus, găsiți și pe site-ul nostru un astfel de produs, complex glicemic, pe site-ul remediilenaturii.ro, pe magazinul nostru online. Veți găsi link-ul și în descriere. Și da, se poate. Depinde cum privește fiecare lucrurile. Este fie o veste bună, și anume că da, există vindecare, însă cu puțin efort din partea fiecăruia. Fie alții pot considera că asta nu este o vindecare, este doar o amăgire, sau că dacă este necesar un efort care trebuie depus, atunci nu se poate numi vindecare. Eu consider că ar trebui să vedem partea bună a lucrurilor, și anume că da, vindecarea este posibilă, însă cu puțin efort din partea noastră. Mă bucur că m-ați urmărit până la sfârșit. Vă doresc sănătate multă și să ne revedem cu bine data viitoare. Aveți grijă de voi!